Bun găsit! O zi de toamnă însorită cu temperaturi de vară. Cam așa arată prognoza și pentru următoarele zile. Să detaliem! Așadar, astăzi vremea va fi frumoasă și caldă pentru această perioadă în majoritatea zonelor din țară. În schimb, spre seară, în nordul Moldovei, în Maramureș, cât și în zona de munte, se vor aduna norii și vor fi averse abundente însoțite de descărcări electrice. Vântul va adia ușor, iar temperaturile maxime se vor încadra între 22 și 31 de grade. În capitală ne vom bucura de o zi cu soare generos, norii apar destul de rar, iar vântul va fi domol. Temperatura maximă va atinge 29 de grade. Vă propun să vedem cum arată temperaturile pentru astăzi și în marile orașe. 25 de grade se vor înregistra la Sibiu, 29 de grade la Craiova, 24 de grade la Brașov. La munte, temperaturile continuă să crească, iar atmosfera va fi plăcută. Ploile pot să vină doar sporadic, iar pe voi și în depresiuni vor fi condiții de ceață. Prin stațiuni, maximele ajung la 18 grade la Sinaia, 20 de grade la Predeal și la Poiana Brașov. Pe litoral avem aproape aceeași situație. Nu prea vom vedea norii, vântul va rămâne activ, iar temperaturile se vor situa între 24 și 26 de grade. Apa mării va avea în jur de 23 de grade. Acum vă invit să urmărim cum arată vremea și în restul continentului. În peninsula iberică vremea se va încălzi ușor și sunt posibile averse trecătoare, pe când în nord-vestul continentului ploile vor continua și vor fi însoțite de descărcări electrice cât și de grindină. Se vor înregistra maxime de 23 de grade la Madrid, 24 de grade la Paris, 20 de grade la Londra. În nordul Europei nu vor fi schimbări majore, vor fi precipitații, iar vremea va fi mult mai răcoroasă, cu maxime ce nu vor depăși 17 grade la Helsinki și 17 grade la Oslo. În restul continentului, în centru și sud-est, atmosfera va fi destul de plăcută și caldă, cu temperaturi în creștere și cu maxime de 27 de grade la Budapesta, 28 de grade la Roma, 31 de grade la Atena. Revenim în țară și vedem ce se întâmplă mâine. Tot despre vreme caldă vorbim, cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal pentru această perioadă în care ne aflăm. În Banat, Oltenia, cât și în zona montană, vor fi norări în cea de-a doua parte a zilei și nu este exclus să vină 2-3 stropi de ploaie. În rest, vor fi momente însorite, iar vântul va avea unele intensificări în nord-vest. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 31 de grade. Atât despre vreme, sunt Dana Iancu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu TVR Info!